Festivalul Național Dance Romania Open, patronat de Federația Română Sportul pentru Toți, s-a desfășurat la Năvodari și a fost organizat de Comisia Femisport prin Asociația Județeană Sportul pentru Toți Buzău, în parteneriat cu Primăria Năvodari. Festivalul s-a adresat tuturor categoriilor de dansatori amatori, indiferent de vârstă. Pe parcursul a două seri, festivalul a adunat pe scena Teatrului de Vară din Năvodari numai puțin de 35 de trupe de dansatori din întreaga țară. Printre câștigătorii competiției s-au numărat și trupele pescărușii din Medgidia. Seniorii au obținut locul 2, iar juniorii locul al 3-lea. De asemenea, micii dansatori au mai primit premiul 1 pentru cele mai frumoase și inspirate costume din concurs. Ați participat la Festivalul Național de Dans Modern de la Năvodari și v-ați întors de acolo așa cum ne așteptam, cu ceva premii. Vorbiți-ne un pic despre lucrul ăsta. A fost o seară deosebită pentru Medgidia, ținând cont că a avut două echipe în concurs și ținând cont că este un festival național de dans modern unde ținem neapărat să participăm, văzând în felul acesta nivelul copiilor. Și au fost peste 60 de echipe în concurs din toată țara. Am reușit să câștigăm locul 2 la grupa mare. Câștigătorii primelor două locuri ale competiției de dans de la Năvodari vor merge mai departe la competiții internaționale.